orașului Târgunești, în special Bătrâns Lăpușeni aici. Mă bucur că astăzi suntem împreună aici, la ruinele schitului Lapoș, cu hramul Sfânta Treime. Noi ne-am obișnuit de câțiva ani, de mai bine de 10-12 ani, să ne întâlnim aici, de ziua Sfintei Treim, să pomenim pe ctitorii acestui locaș care, în anul 1734, prin Părintele Ioil, s-au așezat aici și a făcut loc de schimnicie, așa cum a găsit scris în documente. Astăzi, împreună cu părinții, vom merge de aici, din această, troiță, vom merge în interiorul zidurilor din spatele nostru. Va avea loc o slujbă de sfințire a icoanelor care sunt acolo și acolo, Mântului, după care ne vom întâlni din nou aici, pentru a face slujba de pomenire a celor care astăzi sunt trecuți în aceste pomenice. Pe de o parte, călugării care s-au nevoit aici mai bine de 290 de ani și, sigur, pomenicele pe care dumneavoastră le-ați adus. Îl rog pe Părintele Alexandrescu să preia. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, toate până acum, până și în vecii vecilor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, părate, cele cuvinte, toate până de vârf, care pe toate sunt niște vantele și de fiecare Dumnezeu, toate de vârfă de viață. Thank you.
Miluiește-te pe noi și ne binecuvintează, luminează fața ta pe noi și ne miluiește. Ca să cunoaște pe pământ calea ta, în toate neamurile mântuirea ta, lăudate vor pe tine popoarele Dumnezeule, lăudate vor pe tine popoarele toate. Veselească să se bucure neamurile că vei judeca popoarele cu dreptate și neamurile pe pământ le vei folosi. Lăudate vor pe tine popoarele Dumnezeule, lăudate vor pe tine popoarele toate. Pământul și-a dat rodul său, binecuvintează-ne pe noi Dumnezeule, Dumnezeul nostru, binecuvintează-ne pe noi Dumnezeule, că să se teamă de tine toate marginile pământului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 slavă ție Dumnezeule, aleluia, 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 slavă ție Dumnezeule, aleluia, 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 slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Dumnezeule cel slăvit în Sfânta Treime, pe care nici mintea nu te poate cuprinde, nici cuvântul nu te poate spune, pe care nimeni dintre oameni niciodată nu te-a văzut, numai precum din Sfintele Scripturi și din învățăturile Dumnezeu grăitorilor apostolilor am învățat, așa credem și așa te mărturisim pe tine, Dumnezeul Tatăl cel fără de început și pe Fiul Tău cel de o ființă și pe Duhul cel de un scaun și de o fire. Și precum Scriptura cea veche ne istorisește nouă arătarea ta în chipul celor trei îngeri, ce au fost la preasfântul Patriarh Avram, dar în legea Harului, Tatăl prin glas, Fiul cu trupul în Iordan, iar Duhul Sfânt în timp de porumbelul s-a arătat. Și iarăși Fiul care cu trupul s-a înălțat la cer și de-a dreapta lui Dumnezeu șade, pe Duhul cel Mângâietor l-a trimis peste apostole în chipul limbilor de foc și în tabor s-a arătat Tatăl prin glas, Duhul Sfânt în nori, iar Fiul într-o lumină prea strălucită înaintea celor trei ucenici. Așa, pentru aducerea minte cea de-a pură de tine, unul slăvitul Dumnezeu, nu numai cu gura te mărturisim, ci și chipul îl zugrăvim, nu ca să-l facem pe acesta Dumnezeu, ci ca spre el căutând cu ochii cei trupești, să privim cu ochii gândului spre tine, Dumnezeul nostru, și cinstind acest chip pe tine, ziditorul, răscumpărătorul și sfințitorul nostru, să te slăvim și să te pomenim și în nenumăratele tale benefaceri să le numim, că cinstea chipului se înalți la cel înfățișat. Deci punând acum înaintea slavei tale icoanele acestea, cu glas binecredincios cerem și ne rugăm bunătății tale, caută cu milostivire spre icoanele acestea și trimite peste dânsile cerească ta binecuvântare și harul tău și binecuvintează numele tău cel întreg sfânt și le sfințește și pe cei ce le vor cinsti și le vor cultina cu evlavilor înaintea ta și înaintea lor cu smerenie și poți vă ruga cu credință să afle mila ta și să primească harul tău, să fii zbăvit de nevoi și de necazuri, să primească iertare de greșeală și să vrednicească cerești împărății. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni au născut Tău care ești binecuvântat, precum prea Sfântul și bunul de viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Domnului să rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Dumnezeule cel slăvit și închinat în Sfânta Treime, auzi acum rugăciunea noastră
și trimite din cer dumnezeiască ta binecuvântare și prin stropirea cu această apă sfințită, sfințește icoanele aceștia care s-au zugrăvit în cinstă și slava ta spre mântuirea norodului tău drept credincios. Că Tu ești Sfințirea noastră și ai puterea de a sfinți și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, atotitorule Dumnezeu, Părinților noștri, cel ce voi să scape poporul Tău pe Israel din înșelățirea slujirii doresc, să n-ai pururea neabătutul cunoaște slujirea unui adevărat Dumnezeu cu îngrăzire l-ai oprit, să nu-ți facă și asemănare potrivnică ție adevăratul Dumnezeu, care se închine și să slujească ca lui Dumnezeu. Iar și-ai poruncit prin noi să se pună în corpul legii cele din tine asemănări și chipuri, adică noi eruvim de aur pe chipul Tău mărturie și al Tău de acord cu cele curățitoare. Iar pe cata pe tăia să mulțumim Doamne Dumnezeu, Sfântul, care slăbească numele Dumnezeului și noștri și numele cel mare de cuvință al Preasfântului Tău, unul adevărat Dumnezeu. Apoi prin Solomon ai pus în altar doi heruvini de lemn pentru echiparos pe caz cu aur și ai poruncit ca chivotul în care erau tablurile cele de piatră, năstrapa de aur și teagurile Aron, care arătau petrecerea ta acolo cu oamenii pomenirea slăvitelor tale minuni și binefaceri, să te cinstească cu frică, cu cutremur și cu închinăciune cuvenită lui Dumnezeu și să se facă pe mine rugăciune înaintea lor. Iar cinstea aceea ai primit-o cu îndurare ca și cum ar fi fost adusă ție însuți, iar la plinirea vremii ai trimis pe unul născut Hristos pe Domnul Iisus Hristos, cel născut din femeie, din pururea Fecioară Maria, care în un chip de robă asemenea oamenilor, făcându-se azugrăvit icoana cele făcute de mâna Preacuratului Său chip, punând mahrama pe sfânta față și a trimis-o lui Avgarul Domnule Desei, prin ea l-a vindecat din neputințele lui și tuturor care se apropiau de ea cu credință și îi se închinau le da prin minuni nenumărate vindecări și multe faceri de bine. Și noi, dar, o bunule stăpâne a toțitorului această icoană a preaiubitului, aceste icoane a preaiubitului Tău Fiu, în aducerea mintea, a întrupării, a tuturor minunilor celor slăvite și a binefacerilor arătate neamului meresc prin venirea Ta ca om pe pământ, le-am pus cu cinste înaintea sa vitalii, nu în Dumnezeu, fiindcă cinstea icoanei se suie la cel zugrăvit pe ea. Și căzând cu secuință ne rugăm caută cu drale spre noi pe icoanele acestea, pentru întruparea și arătarea unui ascuns Tău, a cărui pomenire le-am zugrăvit, trimite asupra lor binecuvântarea Ta, ce se rască în harul prea Sfântului Tău, Tău Duh, le binecuvintează, Doamne, le sfințește și le dă putere tămăduitoare de toate mișturile diavolești și zbănitoare. Umple de binecuvântare, scuterea Sfântului Chip, ne-a făcut de mâna, pe care cu îndesulare le-a câștigat în atingere de ea prea sfântă și prea curată fața iubitului Tău Fiu. Ca prin ea să se lucreze puteri și minuni prin întărirea dreptei credințe pentru mântuirea credinciosului popor, ca toți care înaintea acestor icoane se vor închira, cel întru toate puternic spunea Scriptorul și ca Sfântului cu credință ne vor chema, ne vom ruga, auzi să fim și mila iubirii de oameni să aflăm și azi, să câștigăm că Tu ești Sfințirea noastră. Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului Tău. Domnului să ne plecăm. Ție, Doamne. Ia aminte, Doamne, Dumnezeul meu, din Sfântul Tău locaș, de pe tronul slavei împărăției tale și cu durare, trimite binecuvântarea Ta cea sfântă spre icoanele acestea și prin stropire cu această apă sfințită, binecuvântează-le și le sfințește pe ele. De reputere și de tămăduire de toată durerea, neputință, izbănătoare, toate unitirile de avulești, pentru ca toți care cu credință către ele se vor alăga și înainte lor se vor închina, se vor ruga pururea auzită, bine primită să fie rugăciunea lor. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, unui ascultului Tău, care ești binecuvântat, vrea Sfântul Bunul de Viață, Sfântul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, care ai voit ca Fiul și Cuvântul Tău, cel împreună veșnic și de o ființă, să se întrupeze din preacurata și pururea Fecioara Maria și prin preacurată nașterea Lui din ea, făcând-o născătoare de Dumnezeu, ai făcut-o mijlocitoare, rugătoare și ajutătoare tuturor credincioșilor, caută acum asupra noastră, care cu milință te rugăm și care o numim și o credem, a fi cu adevărat născătoare de Dumnezeu și cu credință o chemăm în rugăciunea aceea către Tine.
prin rugăciunile ei, fă să fie auzite cererile și rugăciunile noastre și trimite harul preasfântului tău Duh asupra icoanelor acestora pe care robii tăi le-au făcut în cinstea și pomenirea ei. Binecuvintează-le cu binecuvântarea ta cea cerească și le dă lor putere și tărie afacerii de minuni. Fă-le vindecătoare și izvor de tămăduiri tuturor celor ce în dureri se vor pleca în fața lor și vor cere de la tine ajutorul prin născătoare de Dumnezeu. Și pe toți care înaintea acestor icoane vor cinsti după vrednicie pe prea binecuvântata Fecioară și Maica Domnului nostru Iisus Hristos, prea iubitul tău fiu și ca pe o mijlocitoare a neamului creștinesc o vor chema în rugăciunea către tine și în ajutor la nevoie și necazurile lor, învrednicește-i să dobândească izbăvire, apărare și grabnic ajutor. Dă-le lor cu milostivire iertare de greșeli și de grab să primească harul cerut de la tine și să afle mila dorită de la iubirea ta de oameni și părtași împărăției să fie cu îndurările celei ce s-a născut dintr-o ea cu trupul ale unui a născut fiului tău Dumnezeu celui întrupat și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu care ești binecuvântat, cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhul capetele noastre Domnului să le plecăm. Stăpâne Dumnezeule, Părinte a toții Domnului, care ai voit a alege din tot neamul omenesc pe preacurata porumbiță și nepătata Mielușa, pe pururea Fecioara Maria, ca să fie maică unui an născut fiului tău și ai sfințit-o spre sălașul lui prin venirea preasfântului Duh și ai făcut-o mai slăvită și mai cinstită decât heruvimii și serafimii și rugătoare pentru neamul omenesc. Prin rugăciunile și mijlocirea ei binecuvintează și sfințește cu harul tău prin stropire cu aceasta apă sfințită icoanele acestea, alcătuite în cinstea și pomenirea ei și pentru slava celui născut din trânsa a fiului tău, cel unul născut și de o ființă, și pentru a ta, Părintele său, cel fără de început și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh. Arată tuturor care cu credință se vor ruga înaintea ei vindecătoare de neputințele cele sufletești și trupești și liberare și acoperământ puternic de toate mântuierile vrăjmașilor și să fie rugăciunile lor bine primite la tine, cu îndurările unui a născut fiului tău, cel născut cu trupul dintr-o ea ale Domnului nostru Iisus Hristos, cu care bine ești cuvântat, cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, a Tuțitorului Dumnezeul părinților noștri, care de demult în legea veche ai poruncit să se facă în cortul mărturii asemănare de heruvim din lemn și din aur și de lucru cusut, care și acum chipurile și asemănările sfinților plăcuți ție nu le lepezi și le primești, pentru ca robii tăi credincioși, privind la ele, să se preaslăvească pe tine, care i-ai preamărit și să se nevoiască pe următori vieții și faptelor prin care aceia s-au învrednicit a dobândi harul tău și împărăția ta, ție ne rugăm, caută și acum la aceste icoane a Sfinților Arhanghel, Mihail și Gabriel, care s-au închipuit, s-au zugrăvit în cinstea și pomenirea Sfinților tăi și cu îngerilor tăi și cu binecuvântarea ta cea cerească, binecuvintează-o și sfințește-o și tuturor celor ce o vor cinsti, se vor închina, se vor ruga ție înaintea ei, vor chema și rugăciunea către tine pe Sfinții Arhanghel, Mihail și Gabriel și fie ascultători, Îngeri Mihail și Gabriel, și fie ascultători, milostiv dător, darnic de tot binele, mântuindu-i de toată supărarea și nevoia și de toate durerile sufletești și trupești, învrednicindu-i harului și milei ce vor dori de la tine pentru rugăciunile Sfinților Îngeri și Arhanghel, Mihail și Gabriel, că tu ești izvorul sfințirii și ție slavă înălțăm împreună și unea născupiului tău și preasfântului și bunului și de viață văgătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, care ai zidit pe om după chipul și asemănarea ta, iar prin neascultarea celor din tâi zidit, făcându-se stricăcios, l-ai înnoit prin întruparea Hristosului tău, cel ce a luat chip de rob și cu asemănarea s-a făcut ca un om și l-ai adus în întâia vrednicie între sfinții tăi, a căror închipuire fie vlavie cinstind. Cinstind pe sfinții tăi care sunt chipul și asemănarea ta, iar pe ei cinstindu-i pe tine te cinstim și te slăvim ca pe chipul cel din tâi.
Pentru aceea te rugăm, trimite harul tău și prin stropirea cu această apă sfințită, binecuvintează icoanele acestea pentru slava ta și în cinste și pomenirea sfinților tăi și pe toți care vor cesti aceste chipuri și vor aduce ție rugăciunile lor înaintea lor, binecuvintează-i și învrednicește-i cu milostivire a afla har înaintea ta. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui ale Sfântului tău, cu care ești binecuvântat cu prea Sfântul și Bunul și de viață Băgătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, nenădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, preacuvioase Părinte, binecuvintează! Ce chip de limbi de foc a trimis pe preasfântul său Duh peste Sfântul Său Cine și Apostol, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, că bugăciunii preacurate, Maicii sale, cu dragistești de viață, făcătorii cruci, pentru Sfântul Arhanghel și cu chip de lumină, pentru tuturor sfinților, să ne miluiască, să mântuiască pe noi ca un bun și Doamne viitor. Amin. Domnului să rugăm. Doamne Dumnezeu nostru, singurul Dumnezeu adevărat, prea sfântă treime, ceea ce puterea ta, cea de nepătruns, toate le-a dus de la neființă la ființă, ceea ce e binevoit ca să faci pom după chipul și de asemenea ta din marea ta iubire de oameni, ca la vremea plinirii, pe făgăduințele tale, s-a întrupat pe Fiul tău cel născut, ca să ne scape soiul de sorbia diavolului și a morții. Ține rugăm, și la ceea de noi oamenilor, prin puterea milostivirii tale, să te cunoască pe tine singur Dumnezeu adevărat, în legea ce veche prin tablă lui Moise, are legământul cel nou, prin însuși Fiul tău și Dumnezeu nostru, în inimile noastre ai scris și ai zidit chipul tău cel dumnezeiesc, prin baia botezii și naște din nou. Și la cerând cele ale veacului, al testamentului celui vechi, templul în care oamenii se închină ținerea binevoiei, să are semnele și minunile și puterile tale de oameni. Are în veacul acesta ridicat biserică pe care tu însuși ai ridicat și sfințită și ai întâmiat-o prin scurt sângele tău, prin jertfa cea mântuitoare de pe Golgota. Ține rugăm pe răitori al morții și Dumnezeul puterilor și Dumnezeul tuturor ce sunt cred din tine, Dumnezeul milostivirii, să nu faci zadarnice rugăciunii noastre, ceea ce e binevoit, prin robul tău schimonahul Ioir, și cei din plăcuți ai tăi, înaintașii ai lor, pahomii de la Gledin, Tirin, Mihail, Ioan și toți știu și ne știu nevoitori în locul acesta și educații biserică, într-o cinstea, numele Tău Sfântă, al Sfintei Trei, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Te rugăm ceea ce prin bunăvoința militare, prin Ionuț preotul și Toma și prin Ocunul și credincioși, ai scos de sub zărmăturile pământului acest sfânt locaș în care înaintașii noștri s-au nevoit, pentru ca numele Tău să nu fie de batjocură și rugăciunea noastră neascultate. Te rugăm după marea Ta milostivire, rânduiește ca în locul acesta din nou să ne dăm șirul rugăciunilor noastre, să slava prea Sfântului Tău nume, spre nădejdea din mântului acestui norod binecredincios, ca să fie pomenit din neam în neam numele Tău cel Sfânt. Pentru rugăciune preacuratii Maicii tale și Sfântul Arhanghel cu timp de lumină, ca să fie nou pavăz, apărători și îndrumători, lumină și întărire acest viac spuciumaș și trecător. Te rugăm, primește rugăciunile noastre, nu era la minte, la fără de legii noastre, și pentru mare Ta milostivire de oameni. Ne să află întrânci și noi păcatul fără de legi, trece-le cu vederea ca un Dumnezeu care nu ții minte răul. Te rugăm, Doamne, acest mare praznic și în cinstea prăzuirii tare al Tatălui și atunci al Sfântului Duh, să vieți și în sufletele noastre, prin stropirea cu aceasta sfințită, să sfințească aceste sfinte icoane și lăcașul acesta și pe robii tăi, ca să cunoască toți, că am chemat numele Tău cel Sfânt și unul singur Dumnezeu adevărat, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează-mi! Într-un chip de limbi de foc a trimis pe preasfântul său Duh peste Sfinții Ucenici și Apostolul Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru. Pentru că cine preacurat imagii sale cu ale Sfinților într-un tot lăudați la apostol, cu ale Sfântului a cărui moaște s-au descoperit aici și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori! Pentru căciune Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi! Amin! Binecuvântat ești Hristoase Dumnezeul nostru, ceea ce prea înțelepte pe stare.
Și acum stăpâne prea sfinte, cu umilință te rugăm, caută cu durare răbăciunea noastră de frânce rândul de adunați astăzi. Ce bine cuvintează cu sfânta binecuvântarea ta ce cerească și cu oara cu chinturul tău în Duh. Simțește clopotul acesta, care s-a făcut de slujba sfintei tale biserici de aici, spre slava cel mai mare cuvință cu tot sfântul tău. Vață-ne în puterea ta, rândul tău, ca un zi credincioși ce rândul de adunați astăzi, slavă sfântul lui. Să se întărească cu evlavie, în credință și bărbătățe se împrotivească tuturor asupriurile avrești și prin rugăciunea încetate și slava Dumnezeu adevăratului Dumnezeu. Să se cheltuiască și la biserică să se rugăciune și slava Sfântului Tău nume, ziua și noaptea cu grăbire să alege și prin glasul Lui să se domolească, să se liniștească și să se înceteze de curturile, vânturile și vinile, divinul și durile de cele înfricoșătoare, fulgerile și vânturile cele vătămătoare. Eu știu, Doamne Dumnezeu nostru, nu numai din făpturile tale, ci de cuminte și să ne faci toate cele care au mântuit și minunate, când le mântuiți pe slava ta și prin mântuirea și folosurile din Ciosul Tăi, și prin cele nesuferțite, precum Vituiatului Moise și prin șapte în cele ramă puțin. Deci toate sunt putințe la tine și nimic nu ție este prin neputință. Ție slavă ți-o ți-am Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și curlea și în veci, vecilor. Părintea toți idolul cei ce prin glasul de trâmbiță la cei de șapte ori preoților, care mergeau înaintea chipului mărturiei făcută ca să se zărâmi zidură ce cetate și mâinile poporului tău, tu și acum umple corpul acesta de binecuvântarea ta cea cerească, ca glasul Sfântului auzit ce potrivi cele văzduri să se reparteze de la curțele credincioșilor tăi și toate să cerțe cel ce a prins împărinte asupra noastră să se stingă. Asemenea, trăzne cu frânturilor, căierea gridilor și toată tuturarea cea părtenitoare a văzdurului, fiind alungate și pornite în dreapta ta cea tot puternică și tare, să se domolească, să se liniștească, să se depărteze, căci tu prin mijlocitorul lucrezi pentru slava ta, pe frumos și puterea noastră, că ție se copii ale nebunii și ale nemântuirii pentru Dumnezeu nostru. Și ție slavă ține-o Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și până și în vecii vecilor. Binecuvântate Hristoase Dumnezeul nostru, ce la ce vrea Thank you.
Binecuvântată este Dumnezeul nostru de la cruci și pururea și în vecii vecilor. Fără de început, fiul
Fiule, cel împreună fără de început și Duhul cel Dumnezeiesc. Iază-ne pe noi care cu credință slujim ție și scoate pe noi Duhul cel Dumnezeiesc. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna a dormiților robilor tăi, dispoase Dumnezeul nostru și ție slavă înălță, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și viață Băgătorului tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
singur ești fără de moarte, cel ce ai făcut și ai zidit pe om, iar noi pământenii din pământ suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ești și în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem. Vă cânt tânguire de îngropare, cântarea, aleluia, aleluia, aleluia. Sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel viclean. Tatăl este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și-n vecii veșilor. Doamne, miluiește!
tatăvării, înăsându-și bună de viață făcătul tău, Domn, și curăia și pe cireților. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Stăpâne, multe dragi, Doamne, și Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat pe genița apostolii de părăgiților, iar cu răsfântă învierea ta și de treia zi, cu harul tău redăritor, puterea de alegație, să-mi dea păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cercul de dânci pe pământul, și tot așa să fie dezlegate și în cercul de dânci pe pământul dezlegat. Și dacă mi-ai lăsut să dai grele oameni, ne vrești și pe noi, smeriți și ne vrești și robii de Deus, să fim oșenitorii aceasta sunt la alt suhar, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm ce se întâmplă în poporul tău. Însuți ca bună, noi smeriți și nevești toi, robii tăi slujitoare, iar de la dormitul omului tăi pomeniți, cu tot neamul lor s-a dormit Dumnezeu și Iisus. Oși au greșit la niște oameni această viață, și iarăși lor tatăl și-au păcătuit prin cuvânt sau cu fapta sau cu gândul, deja gândul de rădurile puse noastre și pasta lor, prin care ei însă și mânie sau din alte pline oare care s-au legat pe sine. Sau de la Ireu, sau de la Preu, sau de la altcineva, sau de la Domnul, că ai dat asta din invidia și lucrurile diavolilor. Binevoiește prea bunurile și multe dragi Doamne, ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din drag au bine plăcutie, iar trupurile lor să se ia să binecuvântați și prea zăbite și în vecii vecilor. Cel ce stăpânește ce morți, pe ce se vii, care dai hrană celor frământ și îmbrăcăminte celor doi. Binecuvintează, Doamne, toate dată, jertfa care se va împărți pentru robii tăi pomeniți, cei care s-au ostenit, s-au slujit în acest schid, și toți cei pe care i-am pomenit în taină astăzi aici. Îmbracă în veciunturi de stricăciune și în aile de Dumnezeu, că așează mă ocaz tău ca să se bucure în veciunturi de sfătarea bunătății tale într-o odihnă. Grește, Doamne, sănătate celor și oferă darurile celor care vor folosi de legi pe amintirea numei răpătaților. Grește, rugile tăi adormiți, pomeniți, răspuns bun la înfricoșătoare judecată, ușurează și iartă, Doamne, Dumnezeu se ierte de toate păcatele pe care le-au făcut cu lucruri gândul, că numai tu singur ești fără de păcat. Și slavă ne-am zis, Tatălui, Fiului, Sfântului Duh, acum și purăți în vecii vecilor. Amin. Slavă și Hristos, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu nostru, slavă și Fie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purăți în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părintele binecuvintează. Sfântul Iulia din Moții, Sfânt adevăratul Dumnezeu nostru, pentru că ce prea curate mai și soarele Sfântilor, slăgiți într-odată la Moțele, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Părinților noștri, ale tuturor Sfinte, sunt la Dumnezeu, rodele Săi, cei mutați de la noi, în portul de Sfântilor să le așeze, și la grază din neastră, împreună cu dreptul Săi numele, iar pe noi să-i miluiască ca o bună și de oameni viitor. Thank you.
numele, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Pentru că cele Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Lui Dumnezeu, miluiește și ne mântuiește pe noi. Preacuternici părinți, dragi și renoriați a bisericilor din zona noastră, mulțumesc Bunului Dumnezeu că am reușit în acest an să ne adunăm aici și să cinstim acești ctitori care au clădit și s-au rugat aici acest templu, această mănăstire din spatele nostru. Sigur că am să amintesc câteva lucruri despre Ioan, pentru că el a fost amfitrionul și principalul ctitor al acestui sfânt locaș. În anul 1734 ajunge Ioan aici, după o vedenie, așa cum spune într-una din cărțile sale, a venit de la, din Munții Neamțului, de la Schitul Pocrov. S-a așezat aici și spune în cronica Bisericii Ortodoxe Române pe care o am aici, că timp de 4 ani până în 1738, Ioan împreună cu câțiva călugări și cu sprijinul cetățenilor din această zonă a reușit în 1738 să sfințească această mănăstire care a fost făcută din lemn și care a pus ramul Sfânta Treime. Iată că Ioan, așa cum este scris în cărțile sfinte, a avut această menire de a construi Sfânta Treime. Și a venit și a găsit acest loc arătat de Dumnezeu, acest loc care atunci se numea Poiana Roncii. A venit aici, s-a așezat împreună cu 2-3 călugări și s-a rugat într-un bârloc de pământ pe acest loc. Sigur că oamenii din zonă, văzând credința de care a dat dovadă Ioan și călugării care îl erau împreună cu el, a donat acest teren. Și să vedeți ce frumos scrie în acest manuscris, cum locuitorii din împrejurim au donat această zonă, Poiana Roncii, pentru loc de silvestrie. Și în casa preotului Ioaniche din Dărmănești a fost semnat zapisul prin care s-a donat acest teren. Și mai scrie ceva aici. Cei care au donat terenul, ca nu cumva să se întoarcă urmașii lor de la această donație, lasă scris aici, ca nu cumva urmașii lor să se răzgândească că va fi mare păcat. Sigur că după 24 de ani de rugăciuni, aici în Pulzniștia Lapotului, cum era cunoscut această sinăstie, în anul 1757 Ioan moare. Și scrie aici, în această însemnare făcută de Biserica Ortodoxă Română, că mare mulțime s-a adunat la mormântarea părintelui Ioan. Și mai scrie că moartea părintelui Ioan a venit după 18 iulie 1757. Mulți preoți și enoriați din statele din împrejurim s-au strâns la mormântarea marelui Ioan, care, așa cum este scris, a fost înmormântat în ctitoria făcută de el. Deci mormântul părintelui Ioan a fost în biserică, în ctitoria făcută de el. Sigur că toate aceste scrisuri sunt făcute de stare sub pahomie de la acea vreme, care cu drag și multă râvnă a scris despre acest mare călugăr Ioan. Sigur că aș vrea să mai amintesc aici de părintele Mihail.
pentru că satul Lapoș crescuse în număr și, repet, acest sat Lapoș, întemeierea satului Lapoș, se datorează acestor călugări, în special lui Ioil, așa cum bine am găsit scris, ardeleni veniți de peste munte s-au așezat în jurul acestei mănăstiri, refugiați fiind. Iar călugării au dat teren în zona dealul Copii și acolo au început să construiască case. Sigur că în anul, până în anul 1813 nu exista cimitir civil în satul Lapoș. Deci din anul 1750 până în 1813 lăbojenii n-au avut nici biserică, nici cimitir. Și veneau și se rugau aici, la acest chit, și am găsit scris că în jurul chitului era un cimitir civil și un cimitir al călugărilor. Sigur că, datorită faptului că a crescut numărul oamenilor din satul Lapoș, Mihail, în anul 1813, construiește biserica din satul Lapoș. Deci iată, Mihail, care era stareț aici, în anul 1813, construiește biserica din satul Lapoș cu hramul Sfinții Mihail și Gabriel. Și din acel moment a existat biserica și cimitirul. Icoanele pe care le vedeți aici în biserică sunt copii după originalele din anul 1734. Originalele se găsesc în biserică, în Lapoș, noi am pus niște copii. Să vă uitați atent aici unde este mormântul, în partea stângă deasupra ușii, este icoana Sfintei Treimi. Acolo scrie Sfânta Troiță. Această icoană a fost la sfințirea chipului Lapoș. Originala este sigur în Lapoș, în biserică, și am mai găsit scris că aceste icoane au fost zugrăvite aici. Deci toate aceste icoane pe care astăzi le vedeți în copie au fost pictate aici. Sigur că Ioil, și vreau să închei, face două mari lucruri. În primul rând, spune Ioil la început și acel panou, știți cu atenție, dezgăsit, vă spun eu, are o viziune că este trimis să construiască Sfânta Treime și o face aici, iar spre sfârșitul vieții mai spune ceva foarte important. Datorită necredinței voastre, Sfânta Treime se va distruge. Și mai degrabă vor putrezi pietrele râurilor decât oasele voastre. Dar la vremea de-apoi, Sfânta Treime se va rezidi. Să citiți aceste prorocii a marelui călugăr Ioil, pentru că eu cred că știu de la bun început care este numirea lui, de ce a venit la Tărmănești să construiască această zihărție, cum a prevăzut că datorită necredinței noastre Sfânta Treime se va distruge și că la vremea de-apoi se va rezidi. Poate că nu suntem noi generația asta vrednici de a reconstrui Sfânta Treime, dar faptul că am pornit aici cu mai bine de 12-13 ani în urmă și am făcut această troiță la care an de an ne rugăm, cred că este un prim semn că bunul Ioil și bunul Dumnezeu va dori reconstruirea acestei mănăstiri. Mulțumesc tare mult și să nu uitați, ori de câte ori aveți timp și treceți prin zona acestor ziduri, să veniți și să aprindeți o lumânare celor care s-au nevoit mai bine de 200 de ani aici. Mormintele lor sunt aici, nu sunt în altă parte. În jurul zidurilor mănăstirii este plin de mormintele celor pe care noi i-am pomenit aici și cine știe cât alții nu știm, pentru că îi găsim mereu în documente, în archive, noi și noi, nume de schimonași sau eroschimonași sau călugări. Să aprindeți o lumânare în amintirea lor, pentru că cel puțin noi lăpoșenii datorăm totul acestor călugări. Am găsit de asemenea scris că părintele Pahomie, starețul care a urmat lui Ioil,
a fost cel care a contribuit la construirea bisericii în care astăzi slujește Părintele Alexandrescu. Este acolo ctitor Părintele Pahomie. Tot Părintele Pahomie este ctitor la Cotumba. Este foarte interesant cum Părintele a plecat de aici și cu familia Cupensi a construit Mănăstirea de la Cotumba. Găsim în toate cărțile semnele acestor mari călugări care s-au nevoit aici. Mai spun un singur lucru și las pe Părintele să ne spună. Mihail, cel care a făcut biserica din satul Lapoș, era duhovnicul Episcopiei Romanului. Cât de mult spune acest lucru, duhovnicul Episcopiei Romanului. Mulțumesc încă o dată că Bunul Dumnezeu ne-a îngăduit să facem slujbă și să sfințim aceste icoane. Știm ce păteam în primii ani când veneam aici, când vigerii puternice parcă ne alungau, nu ne dădeau voie să facem slujba. Și încet, cred că spune Părintele că cred că ne proba credința, da? Și am stat aici așa, cei care ați venit, vă aduceți aminte cum ne lua vigeria pe sus. Astăzi, lui Dumnezeu că a fost liniște, nici prea cald, ca să putem duce mai departe. Doamne ajută, încă o dată mulțumesc și cu credință la Dumnezeu, cred că m-aș bucura tare mult ca să nu plecăm noi din această viață până nu vedem această mănăstire sau schid clădit rezidit. Mulțumesc! Numai două cuvinte, spun eu. Părintele Emilie, sigur că cercetorii a fost cu cercul Sfântului Pahomie de la Greze. Pentru că Sfântul Pahomie de la Greze, sigur, este întâlnitorul Poclovului, Puneamțului. Acolo au avut niște ucenici, un monac se numea Sofronie. Sigur că în 1700 Sfântul Pahomie este ales chiar împotriva voinței lui, să spunem așa, episcopul roman până în 1717-1714. Când s-a întors la Pocrov, în 1717, el stigmatiza pe cumva un conflict fără voia Sfântului cu conducătorul Emil Acomită, fără știind că a fost în ținut cu băieții care s-au răzvătit împotriva domnitorului, s-a fost nevoit să plece la Kiev, la Sfântul Dumnezeu al Rostovului, unde la Pecerța, de fapt, unde era Mătața, acolo s-a susținut la 1924. Și l-a lăsat Umen, pe ieromonacul Sofronie. Sigur că nu este pomenit numele de Ioil între ucenici Sfântului Pahomie de la Greze la Pocrov. Dar acel Sofronie, care la început a primit responsabilitatea aceea de moment de conducător al Sfântului, după care el s-a retras, sigur, de bună voie, a lăsat răspunderea altui monac de acolo, pe nume Macarie, care în finiția primind numele de Martare, și el a plecat și se concernează nu se știe unde. Noi ne gândim că acel Sofronie monac este de fapt Părintele Ioil în finiție, pentru că în finiție schimbau nume. Toate aceste lucruri le-am citit în Cronica Română a Sfântului Sfânt, Mergi să vezi Stepănescu și, sigur, au o credibilitate extraordinară. Așa că acel Sofronie bănuim că este Sfântul Ioil în finiție și mândru zâmbile s-au venit aici la termine. Mulțumesc! Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, ceea ce Domnul Primar a spus până atunci cu părinții Alexandrescu și Alexandrescu. Sunt câteva mărturii și femei istorice și se va întâlni cu ajutorul Dumnezeu o broșură în sinteză cu aceste date care constituie o mărturie autentică a celor care au gândit aici. Sunt dovezi istorice
și în ceea ce vreau eu să spuneze de faptul că a fost o legătură de suflet între schitul acesta și credincioși din întregime, ca și o vânt și acest prorocanic. Nu e lucru puțin ce să petrece astăzi, și doamne cum am doarea de astăzi adunările de anii trecuți. Și asta spune ceva. Acele vânturi nu au spus nici amântăriști, Dumnezeu ne-a aprobat credința și de fapt ne-a fortificat, da? Dorința de a nu se stinge continuitatea și conștiință în copiilor, ca să impresionăm cum s-a păstrat până să vină cu aceste date la noi în memoria sătenilor de legătura cu Hristos. Din vorbă în vorbă, din vorbă în vorbă, din pomenii în pomenii. Nu era făina cu care se făcea prescura în aceste altare, pentru țară, pentru Dumnezeu, pentru toți oamenii. Din mâinile credincioșilor din zonă, care lacrimi s-au vărsat aici, la poporul care băteau meleagul ăsta cu pașilor și au avut dreptul din regie, pentru că au fost încercări istorice ale vremii, da? Și uite că a venit, au fost probleme, probleme, da? N-a fost o mare profeție că s-a stins schitul. Ca și acum, dacă ai copii, copiii tăi și de la ei cu băutura, la la cu salatul cărăr spre inimă, stărează praful din casa noastră dacă continuați așa. La lucruri firești, când vitregiile vremurilor, da, provocările care au fost, așa se întâmplă. Dacă dormim astăzi, ne iau copii, vă se mântuia ca cani, să spune că sunt istoric, dacă ai niște oameni vrei, cum a să-i nu-i statul ei? În munca, hărnicea și păstarea credinței localnicilor, până vine nou fondul din studii, hai băi să facem drumul, hai băi să ne ajutăm acolo, băi sărbătoare astăzi, ce prieteni voi face invitația să primit astăzi de aici? Nu, e glasul conștiinței care e lata sfârșitul de aici. De aceea nici noi nu putem schimbi nepăsători. Și noi avem probleme. Băi, vin oamenii acum, pot să schimbi. La an la an, pentru că totuși înseamnă. Doamne ferește, din primar, să exact. Ia-mă de la altă parte. Doamne ferește, da? Din popor nepăsător. Și atunci, vine o ochi mare, mare profesie. Și mare, și mai ales astăzi, să păstrăm de credința din care puterea de viață, puterea de muncă, nădejdea de mântuire și destinul nostru, pentru care e rostul nostru aici. Așadar, ca să fost în steag românesc, iertați-mă, sunt germanici, și contează foarte mult aici, știm probleme care sunt. Mă însă și văd o lozin pentru biserică în limba română și numai în limba română. Să fii și în alte limbi, adică noi suntem azi o luptă pentru păstrarea identității pașnice, autentice și românești, pe sudoare, pe credință, pentru care noi suntem gata să ne pună și viața. Și așa s-a s-a identit aici. Pe capacitatea de jertfă a călugărilor, pe capacitatea de jertfă și muncă carnicilor, numai să rămână cei care în ceva ce au să se păstreze aici în locași din tânătiri. Și din împrejurile au venit, erau cunoscuți până la Brazi, dar sunt Teodosii și în alte părți. Avem legătură călugării din Moldova, nu știți schitul aici. Dar iată ce înseamnă să ai creșteuri și credincioși, popor și călugări la un loc până de acea unitate de credință. Și astăzi sunt provocări. Dar, pașii care s-au făcut, știți? Sunt motivul ăsta, de fapt, să-l dau la noi, da? La lumină, pândarul Dumnezeu și numai pândarul Dumnezeu cu niște oameni, iată, conturul lui biserici. Zidurile sunt aceia, dar la temelie noi suntem poporul, că nu zidurile au valoare în sine, dacă omul nu știe, da, ce trebuie să fie. Mulțumim Dumnezeu pentru tot, am zis cu anii trecuți, poate o batem o toată, două părinte, ce-a și adus, de tot. O să dați din popor, dar și din popor, toți zic din banii. Și dați pașii care faci, așteptăm, ne rugăm din altă parte. Noi, mici cu mari, într-adevăr, ce ține de noi, din generația noastră, atunci nu mai sunt în viață. Eu, prin mila și altă Dumnezeu, să ierte. O venit au aici alții, în plăci, în furtuna aceea, au venit aici, dorind ca să nu se stingă de continuitatea de nădejde a înaintașilor noștri și credință, că aici nu încetează să fie din nou rugăciuni. E mare lucru. Nu rămâne la vor. Mare este putând după fie aceștia, ce îi vor memora de-a scripturatul steagului românesc, pe ce smelea crucea care s-a ridicat. Cuvântul care s-a spus, eterni și închei. Și a fost cu viața Parascheva, în profundul, în neștiută. Și a murit la o necunoscută Parascheva de la ea. Și n-a nici mult oas, poate și pe ei, oas la lumină și a devenit. O putere pentru întreaga Europa și întreaga lumii. Și a fost un bine de masă la Bogu.
Măcar, păstor, dar în mine, neștut, frate omului, când au scos la suprafață, a fost cinstit. Iată, mai timp, conturul bisericii de mine și, după semintele lor, ne dăjim, dar mai mult ca o trebuie, dorim ca din suflet să ne rugăm cu toții, da? Ca Dumnezeu, mai ales în vremul acesta, să vin chiar oameni, să vin să mai valifica acest locat. Mâinii, oamenii, ne doare ca să ne cercare cu o dorăm, nu pot dăm. Ia credeți tot ce începe în țara aceasta, înțelegeți? Dar nu mai așteptăm, este cu care pune răbdare, ca din mâna altora, ca ca muncit și am dus și rupt și cea de ce greu aici, vărmănășterii, puteți împrezurim, sunt capabili să ridici un lăsaj din tineciunii, după voarul Dumnezeu în știința prea Sfintei Trei, ca nădejde de mântuire, de legătură cu trecutul, că pune celor care a fost aici, și ca noi să avem ce și pentru copiii noștri. Mulțumim tuturor, tuturor, și ne rugăm, și pe primul moment în care se vor aduna, ca preoții și zori de aici, nu rămân rutat. Părintele și bănoi, bazuntul pânteniștilor de altă natură, care spunea Dumnezeu să nu ne zmurgi și în fie de rădăcini și mai tare în pământul țării noastre și în locul acesta, și de credință, și de muncă, și de nădejde și de familie. Amin. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care ați venit, luați din jertfa pe care au adus-o toți lăpoșenii și ceilalți care ați venit aici și aș vrea să le mulțumesc și celor care au făcut posibilă, eu știu, lucrarea care vedeți acum și îl am aici pe domnul Băbeanu care a donat o bucată de teren, Olaru, familia Olaru de la Dărmăneasca. Aș vrea să mulțumesc celor care ne-au ajutat, îl am acolo pe Fănică cu întreaga echipă, da? Pe Ionuț Bogasiu, pe Cătălin Bolocan, pe Sorin Cimon, cei care au venit și au ajutat cu ce au putut ei. Pe Părintele Gerasim de la Coada Lacului care a donat acest clopot și scheletul pe care îl are. Iată că împreună, punând fiecare câte ceva, reușim lucruri frumoase. Încă o dată mulțumesc celor care au donat terenul care, pe care astăzi este ceea ce vedeți dumneavoastră. Doamne ajută și să ne vedem sănătoși și la anul și la anii care vin. Aș vrea fiecare dintre dumneavoastră să treceți prin zidurile mănăstirii, să vedeți acolo, uitați-vă la fiecare icoană că este originală, copie după originala de la înființarea Sfântului. Și în mod special, uitați-vă la mormântul ctitorului, să vedeți ce scrie acolo pe mormânt și la icoana de deasupra care este a Sfintei Trăinii. Doamne ajută!